Unicul capitan al Corvinului a fost astăzi comemorat în municipiul Hunedoara de sute de suporteri, fotbaliști, oficialități și oameni care au iubit și apreciat munca lui Mihael Klein. La statuia ridicată în Hunedoara în memoria marelui fotbalist au fost astăzi așezate zeci de coroane de flori, iar galeria Corvinului a făcut ca numele lui Mișa să răsune până dincolo de nori. Aceasta a fost atmosfera astăzi pe străzile Hunedoarei, zi în care hunedorenii l-au comemorat pe Mihael Klein, capitanul Corvinului, la 31 de ani de la trecerea în neființă a acestuia. Autoritățile au organizat, la fel ca în fiecare an, un eveniment care a adunat sute de suporteri și fani a lui Mișa, fiind depuse și coroane de flori la statuia ridicată în memoria marelui fotbalist. Depun o coroană de flori și reprezentanții Consiliului Local Hunedoara și ai primăriei municipiului Hunedoara. Gestul acesta simbolic pe care îl face comunitatea hunedoreană este datorat cea mai mare parte suporterilor Corvinului Hunedoara. An de zile au fost singurii care au comemorat și ușor, ușor în mentalul colectiv al orașului s-a împământenit, ca să spun așa, această comemorare. Evident că Mihael Klein este un simbol al sportului hunedorean, dar așa cum a spus și Claudiu Sav, este un simbol al sportului românesc. Un sportiv și un om de excepție. Noi ne bucurăm, atât putem să facem pentru el, să-i menținem memoria vie, atâta timp cât comunitatea îți rostește numele și după trecerea în neființă, înseamnă că există în mintea comunității, există în inima comunității și iată că și de această dată, la 31 de ani de la dispariția marelui sportiv, ne-am adunat din nou pentru a-l comemora. Mișa Klein pentru mine înseamnă un mare fotbalist român, un exemplu în fotbal. Te-ai emoționat astăzi când ai auzit galeria că strigă numele? Da. Da? Sper că anul viitor să fie la fel. Pentru mine înseamnă totul. Ce înseamnă totul? Tot. Viață, aer, suflet, tot. Născut pe 10 octombrie 1959 la Almaș, Sibiu, Mihael Klein a cunoscut consacrarea la Corvinul Hunedoara, unde a jucat peste 300 de meciuri. După un scurt împrumut la Aurul Brad, Mișa Klein a reușit cu Corvinul un loc 3 în campionat, ceea ce a reprezentat cel mai bun rezultat din palmaresul echipei hunedorene și a evoluat în cupele europene, Cupa UEFA, pentru prima dată în istoria acestui club. Apoi s-a transferat la Dinamo București, unde a atins apogeul carierei, câștigând campionatul, Cupa României și jucând o semifinală de Cupa Cupelor. Din păcate, în timpul unui antrenament, la data fatidică de 2 februarie 1993, Mișa a decedat.